Drumul este neted, asfaltul abia s-a răcit. Condiții bune pentru ca autoturismele să circule pe șoseaua rapidă care leagă Timișoara de Arad. Lipsesc însă momentan parapeții și elementele de semnalizare, gardurile, toaletele și pasajele. În acest moment se lucrează pe ultima porțiune a autostrăzii, și anume la trasarea marcajelor și la turnarea stratului de uzură. În doar 3 zile șoferii vor putea circula liniștiți pe autostrada Timișoara-Arad. Autoritățile susțin la unison că autostrada Timișoara-Arad va fi dată în folosință la data promisă, adică în 15 decembrie. Tot ce va fi necesar pentru ca circulația să fie deschisă între Timișoara și Arad pe autostradă în sfârșit, iată, va fi gata pe 15 decembrie. Chiar dacă drumul către Arad este finalizat, construirea pasajelor care trec peste autostradă va continua mult după deschiderea oficială a circulației. Și accesul către centrul de întreținere a autostrăzii și nodul rutier va fi posibil abia la primăvară.